Salutare! Ce vreau să vă arăt la soba mea, nu știu dacă ați văzut-o în celelalte clipuri, o sobă care am făcut-o așa, la repezeală, într-o zi. Vreau să vă arăt fumul pe care îl scoate ea și fumul pe care îl scoate o centrală pe peleți șmecheră, centrală șmecheră. Bagă omul frumos peleți, are căldurică frumos și să vezi ce furnal imens și incredibil iasă după coș și ce ard eu, nu ard peleți, e adevărat, dacă aș arde peleți, mai bine ar arde soba asta, dacă aș băga peleții pe care îl bagă vecinul. Am băgat aici niște cărbune. Aia sunt niște cărbuni. Va trebui să țin asta, tabla asta, pentru că s-a adunat acolo ceva jar. Va trebui scos, dar n-am, acum nu mai sunt fotocandată. Și iasă un pic de iuțeală. Foarte slăbuț. Și uite ce bag. Am adunat după jos. Rumeguș și chestii. Mai bag peste cărbune aceea. Mai bag niște din astea. Ia să mai bag și niște din astea. Hai să scoată fum. Ia să vedem cum arde sobele astea. S-a îmbordat cărămizile astea. Trebuie să le leg iar cu de-asta, cu pământ. Asta dogoară, acolo merge frumos, aici avem 21 de grade, afară plouă, dar hai să mergem puțin, să vedem fumul de afară, la mine, aici este ventilatorul unde trage, și să vedem fum. N-ai ce să vezi, și arde. Îmi plouă asta, camera. Nu se vede pe cameră, că nu se vede pe cameră, că nu se vede. Nu se vede fumul. De aia nu se vede pe cameră. Și ia să mergem noi să vedem fumul. Nu știu dacă se vede, da, mă duc mai aproape. E, și asta nu e nimic, că cred că e dat la asta. La mai mic, așa, a să vezi seara, să vezi seara, și interesant că seara stă fumul pe sat și știți unde se bagă? Sub terasa noastră. Ia că așa a găsit acolo asta, cum deschizi ușa, ați intrat în casă, acolo sub terasa se bagă și stă așa tot fumul. Nu, bine, să mă bag la scut. Nu se vede fum. Degeaba, are o ardere, nu zic 100%, că nu-i frumos să zici, cum să zici 100% și să zici o ardere completă. Nu-i frumos și mai bate lumea obrazul. Că ceva se vede, dar este nesemnificativ. Imediat se pierde. Nu, uite, ia, se vede de aici la vecinul. Nu știu dacă acolo se vede. Acum e pe slăbuț, așa, cred că e păgătate la el peleții. Dar când bagă fest în sobă, în centrală, să vezi atunci fum. Și fum, că nu se ridică, nu se... Normal, dacă ar fi cu un abur, nu știu, și un fum mai altfel, că nu știu cum să le explic pe fumurile astea, s-ar risipi. Se risipește un pic, da. Dar e de la care stă, persist, așa, fum adevărat. E, în schimb, la soba asta mea, așa cum arde ea, da, nu-i centrală, nu-i șmechereală, nu-i nimic. Nu-i vorba că soba asta, dar așa ideea asta de soba rachetă, pe principiul ei,
cum arde ea. O ardere aproape completă. Nimic nu iasă afară. Și am băgat și cărbun și rumeguș, la adunăturile alea. E, ca să vezi cum stă treaba. Da, bine, acum dacă mă duc să arăt la soba mea teracotă, nu mai e aceeași problemă. Acolo, acolo iasă pe coș, fum. Nu mult, nici acolo, nu ca, nici ca la vecinul. Iasă mult mai puțin și la soba teracotă. Mult mai puțin iasă fum ca la vecinul care are centrală. Șmechereală, domnule, nu sobă rachetă, nu, da, sobă rachetă sau sobă teracotă, să te duci în casă, să bagi pe foc. Ce e aia, să miroasă fum? Toată lumea fuge de fum în zilele noastre. Mai sunt și unii oameni care de la centrale și modestie și așa, modestie și la mine, modernism, trece la dorința asta de a fi mai modești, așa, mai de a mirosi a fum, de a băga pe foc, de a băga lemne. La câțiva sunt ăștia, restul se duc la modernism. Da. La comoditate. Cam asta am vrut să vă arăt. Filmulețul a ieșit mai lung. Fumul, asta am vrut să vă arăt. Și ce face aici? Aha. Arde. Ardeaua. Haide. Că nu vrea să cadă. Și că nu cade. Bă, ce gălăgie face. Și că nu cade, nu. Nu prea arde. Că se mai sprijină pe cărămizile astea. Trebuie să mai râcăi în el. Mai am aici niște din astea. Mă duc să mai aduc niște cărbune, dar nu mai bag așa tare, că am vrut să fie un pic de căldură aceea, nu pentru plante, pentru mine, că se lasă rece. Eu mai seman aici roșii, a doua tură. Și am zis să-mi facă un pic, să mă simt mai relaxat așa, ca lumea asta. Modernismul ei. Bun, v-am salutat și vă pupă, Nenea Țăranu. Pa, pa. Am așteptat să aprindă vecinul focul, ca apoi să încărcăm materialul pe YouTube. Am aprins din nou focul, se lasă rece, 18 grade, și uite la mine deja s-a aprins. Am băgat tot așa niște tocătură din asta, crenguțe. Haideți să vedem cum se vede focul, fumul la vecină. Iacătă, centrală mega modernă pe peleți. Ia să vedem, acum s-a aprins și la mine. Aha, se vede și la noi ceva, dar este incomparabil. Și tot fumul ăla, acum se duce în sus, dar tot fumul ăla seara intră la noi sub teras. Hai să vedem mai aproape. În ceea ce nu se vede. Hai de mine, centrală pe peleți. Și acum se duce în sus. Dar când se lasă jos seara, de să umple tot satul, tot, nu este loc în curte unde să nu fie fum. Că se lasă jos, rămâne jos, la sol. Acum se duce în sus. Dar nu știu ce se întâmplă, că ne afumă. E bună la dimineața, așa este, e bun dimineața fumul ăla. Când cade bruma, că la stradă acolo avem cireși. Da, ăla e bun. Așa este. Fumul e foarte bun. Uite și la noi. Se vede un pic. Aha. S-a aprins acolo, am băgat niște rumeguși. Și ceva se vede. Și la noi, nesemnificativ. Acum arde acolo, mai fără aer. Că am băgat tot rumegușul, nu are aer. Pun să tragă și vă dați seama că, da, cam asta e. Ia uite ce iasă acolo la doamna, la doamna vecinu. A, uite ce bagă, gros rău. Da.
Hai, aici a fost Neațăranu, v-am pupat. Cu respect.